Bună seara, bine v-am regăsit! Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această seară este domnul viceprimar Andrei Nedăr. Bună seara, bine ați venit! Să rămână, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Domnule viceprimar, ne-am apropiat de finalul anului. S-au întâmplat multe, acum e momentul bilanțului, însă tot vin veștile și o să începem emisiunea chiar printr-o veste pe care am aflat-o. O să vă rog să o confirmați dumneavoastră dacă știți mai multe detalii. Tocmai asta citeam și eu pe promptorul dumneavoastră și m-ați surprins total despre acest lucru. Știm cu toții că au fost foarte mari probleme în momentul în care polițiștii locali au fost înlăturați de la paza unităților școlare, s-a ales contractarea unor firme de pază private. Tot felul de procese, tot felul de discuții, de injurii chiar. Acum se pare că decizia aparține chiar conducerii primăriei, domnul primar ar fi de acord și de la dânsul a venit o astfel de idee, de a introduce din nou polițiștii locali pentru a păzi școlile, vor fi înlăturate firmele de pază. De fapt, li se termină contractele, nu? Ce știți despre acest lucru? Da, contractele firmelor de pază au fost făcute pe un an calendaristic, automat expiră la sfârșitul anului, pe data de 31 decembrie, urmând... Chiar unele dintre ele au fost reînnoite deja cu anumite școli. De asta vă spun că m-a surprins acest titlu, pentru că unele școli deja au contracte cu anumite firme, altele școli, alte unități de învățământ sunt deja în negocieri cu firmele care le-au avut înainte. Într-adevăr, se vehiculează această soluție, recunosc se vehiculează între, se vehiculează între noi. Nu știu foarte multe despre felul dacă vor ajunge înapoi în unitățile de învățământ, când își vor prelua posturile vechi, dacă le vor prelua încă o dată, repet. Să-l las totuși pe domnul primar să vă spună mai mult, mai ales dacă știți că este la inițiativa dânsului. Da, pot să confirm că există o șansă ca o parte, cel puțin, pentru că știți foarte bine, marea parte a posturilor de pază din unitățile de învățământ în vremurile trecute erau supraevaluate, ca să spunem așa, evaluate numeric, mă refer aici, și sunt șanse ca o parte dintre ei să preia anumite unități de învățământ ca personal de pază. Bun, ce știți despre salarii în momentul în care vor reveni la paza școlilor? Salariile vor fi cele pe care le aveau înainte când păzeau aceleași unități școlare? După cum vă spun, nu știu foarte multe despre proiectul de a intra înapoi în unitățile de învățământ. Nu, cu siguranță, cel puțin asta este în viziunea mea, salariile vor fi aceleași pe care le au și în acest moment. Deci nu vor fi creșteri salariare, ca să spunem așa, decât cele normale, legale și impuse de Guvernul României. Ați făcut o analiză a posturilor, dacă vor fi mai puține, spuneați mai devreme, că doar o parte se vor întoarce. Câți dintre polițiștii locali se vor întoarce? Nu pot să vă dau un număr, să spunem, să dau un număr fix, pentru că cei de la firmele de pază, știți foarte bine, aveau și altă tehnologie la dispoziție. Unii aveau amplasate niște camere de luat vederi care suplinau automat personalul fizic în unitatea respectivă. Deci se va face o analiză și la cerința directorilor de unități, atunci vom vedea clar care este numărul de polițiști locali. Oricum, țin să spun că numărul de polițiști locali între timp a scăzut foarte mult dintre cei contractuali, știți și dumneavoastră foarte bine, cred că în jur de vreo 100 de persoane deja sunt eliminate, să spunem, din sistem și aici țin să spun pe cale naturală, nu i-au fost dați totuși. În urma proceselor, primăria nu a putut să îi elimine pe... Dar au renunțat mulți dintre ei. Exact, pe asta am spus, pe cale naturală, am spus însemnând că au renunțat marea majoritate de bunăvoie. Bun, să înțeleg că toți polițiștii care acum sunt pe posturi, polițiștii contractuali... Da, vorbim de polițiștii contractuali, în primul rând. Se vor întoarce la paza școlilor în momentul în care veți elabora un proiect. Mai durează un pic pentru că nu e... În primul rând, probabil că știți, este în pripă ca să putem băga un astfel de proiect pentru ședința din această lună. Pentru că nu mai este nicio săptămână până la această ședință. Din cunoștințele mele, acest proiect va avea nevoie și de o perioadă de dezbatere publică, ceea ce înseamnă minim 30-31 de zile lucrătoare în acest caz. Deci, cu siguranță, acest proiect, dacă va exista, va fi posibil undeva în jurul lunii ianuarie-februarie.
Dar știți de unde până unde o astfel de decizie? Probabil că se dorește nu știu, v-am spus, nu știu de unde știți și dumneavoastră, da, păi să știu și de unde până unde. Nu, probabil s-a făcut un bilanț în urma acestor 2 ani prin care s-a colaborat și cu aceste firme, s-au văzut plusurile și minusurile și probabil la ora actuală suntem în capacitatea de a găsi o soluție bună pentru paza acestor unități de învățământ. Uniforme noi vor avea polițiștii locali? Dar au și acum polițiștii locali, marea parte dintre ei. Semnale că da, știu, a fost o problemă la un moment dat că cei contractuali care nu aveau uniforme, dar cred că, nu știu dacă între timp s-a rezolvat pentru toată lumea, dar știu că pentru mare parte dintre ei s-au rezolvat. Chiar și alte obiecte care le aveau în dotare. Da, e bine că încet, încet se așează lucrurile. Așteptăm proiectul să intre în dezbatere publică. Și vom vedea și atunci ce spun și buzoienii, nu? Domnul primar, invitat la o emisiune, cu siguranță va putea să vă dea mult mai multe detalii. Bun. Îl lăsăm pe domnul primar să spună ce se va întâmpla exact. Voiam să vă întreb, pentru că este informația recentă și fiind acolo în primărie, în calitate de viceprimar, mă gândesc că ați auzit și dumneavoastră. Da. Bun, să vorbim despre ce se întâmplă acum în Buzău. Orășelul copiilor se pregătește. Am văzut că Urbis, pe lângă asfaltări, are și alte sarcini mai nou. Sunt câteva banere pentru copii cu imagini din desene animate. Pe da, care probabil că, după cum știți, Urbisul nu se ocupă numai de partea de asfaltări, ci partea de toaletare și spații verzi. Într-adevăr, au în zilele acestea pregătesc și acest orășel al copiilor, care va avea loc în perioada, cred că undeva, perioada vacanței copiilor, cred că este cel mai bine spus, în parcul Crâng, zona Obelisc, orășel tradițional, să spunem de acum, pentru municipiul Buzău. Într-adevăr, vom încerca și aici să-l facem cât mai atractiv și, după cum ați văzut, un angajat al Urbis să încerce să înfrumuseteze prin niște panouri viu colorate cu imagini din desene animate, am văzut marea parte. Vor fi multe alte surprize, cum v-am învățat la toate târgurile în weekend-uri, vor fi concerte cu artiști naționali, în primul rând, și artiștii autohtoni. Multe, să zicem, comedii pentru distracție, caracterul clasic al orășelului copiilor. Vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Salutul la doamna Amanda, toată estima domnului Vice. Bună seara. O întrebare și un comentariu. Prima întrebare ar fi așa. Dacă vi se pare normal ca polițiștii locali, atât timp cât nu sunt în exercițiu funcțiunii, să meargă fără să taxeze bilet pe autobuz, și un comentariu, dacă cumva la nivelul Transbuzului știți cumva dacă s-a făcut o analiză privind eficiența acestor controle care se fac. Am înțeles că luna trecută s-au prins cam vreo 600 de blatiși, ca să zic așa. La 30 de lei cât este amenda, ar fi undeva vreo 18.000. La cât sunt la nivel de Buzău, așa, nu știu dacă se justifică să facem aceste controle, dar consider că n-au ce să facă cu polițiștii și din cauza asta îi introduc la control pe autobuz. Uh-huh. Aștept comentariile dumneavoastră. Mulțumesc. Bun, vă mulțumim pentru intervenție. Păi am să încep cu a doua întrebare a domnului, în primul rând, și am să-i răspund așa puțin în glumă, ca să zic. Păi dacă cu atâtea controle și am prins 600, vă închipuiți, dacă n-am fi avut controle, probabil că mult mai mulți cetățeni ar fi folosit transportul în comun fără să plătească. A fost o glumă. Da, într-adevăr, aceste controle folosite au fost făcute ca să conștientizăm totuși cetățeanul că folosind un serviciu al primăriei trebuie totuși să și plătească. Referitor la polițiștii locali care folosesc. Într-adevăr, aici este o problemă și probabil că mulți dintre ei se regăsesc și printre cei, cum spunea domnul, și printre cei 600 care au fost sancționați, pentru că nu de puține ori știu că au existat cazuri ca și cei și polițiștii locali să fie sancționați. Și după cum știți, există și hotărâri, există
norme prin care dânșii nu au voie în afara și nu numai în exercițiu funcțiunii, doar în misiune aveau dreptul să folosească transportul în comun gratuit, să spunem așa. Bun, și ați făcut o analiză a rezultatelor pe care le-ar avea Transbuzul, ca profit mă refer? Pot să vă spun atâta că, într-adevăr, Transbusul, chiar am avut o discuție în ultima perioadă și știu că Transbusul în ultima perioadă este o societate cu un profit mai mare decât în ceilalți ani. Că a ajuns deja pe un punct zero sau că care este profitul actual, încă nu am făcut un bilanț al acestui an. Un telespectator spune, a fost adoptată o hotărâre de Consiliul Local prin care se permite copiilor să facă sport pe terenul școlilor sub supravegherea unui polițist local. Cred că este vorba despre acea hotărâre și nu despre întoarcerea la paza școlilor. Nu este vorba despre acea hotărâre, o cunoașteți foarte bine. Da, este vorba despre este întoarcerea polițiștilor locali la școli în fiecare zi. Exact, de curs. Practic să preia posturile de pază și ordine, să spunem, din cadrul... Tot timpul. Exact. Și să înlocuiască firmele de pază. Da, cam aici. Bun, mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Am și eu o întrebare la domnul viceprimar, dar cu totul altceva, fără corecție. Am auzit sau vorbe o fi, nu știu, așa e cu porcii, se întâmplă dacă ai tăia porcul la soare și l-a dus la muzeu, ce le-a? Da. Alo? Da, vă aud. Vă răspunde domnul viceprimar imediat. Mai mult de instituția prefectului ține astfel de decizii. Exact. Iar instituțiile abilitate să facă astfel de confiscări la care se referă dânsul nu sunt în subordinea primăriei. Mă închipuiți, pe raza municipiului Buzău, crescătorii de porci sunt destul de puțini, că totuși trăim într-un oraș și condițiile de a crește astfel de animale sunt precare, ca să spunem așa, sau nu sunt la locul lor. Așa că nu pot să spun nouă, ca instituția primăriei, nu ne-a venit vreo informare să ieșim să confiscăm porcii cetățenilor. Da, din personal, luând-o, știu, am auzit și eu că transportul în această perioadă în care pesta porcină încă își face de cap în județul Buzău, este ilegal transportul între două localități. Asta pot să o spun, dar v-am spus, este sursă personală, nu din alte surse. Alt telespectator ne scrie, spune, ați promis anul trecut că veți pune și pe Titulescu steaguri pentru 1 decembrie și instalații pentru sărbătorile de iarnă. Nu s-a întâmplat nici una, nici alta. Da, pot să răspund cetățeanului că, într-adevăr, numărul de steaguri și în acest an a crescut, au fost mult mai multe steaguri amplasate. Într-adevăr, nu s-au pus pe Nicolae Titulescu, dar probabil ați văzut inclusiv pe Aleea Industriilor au fost în acest an și multe alte ieșirile din municipiul Buzău, toate au fost îmbrăcate de sărbătoare, ca să spun așa, și acum, în preajma sărbătorilor de iarnă, am încercat să ne întindem pe cât mai multe zone din municipiul Buzău, dar vă închipuiți, cu cât ne duce mai mult, banii sunt mult mai mulți și am preferat să îi ducem în altă parte decât... Da, mai întreabă cineva, ați promis și pe stadionului că vor fi lumini de sărbători. De ce nu sunt? Aceeași explicație o dau și cetățeanul. Încercăm cât mai mult să acoperim din municipiul Buzău. Este foarte greu totuși. Municipiul Buzău nu este chiar un orășel așa mititel și cu cât întinde mai mult, cu atât costurile cresc. Un alt respectator întreabă dacă anul acesta planul primăriei a fost de a asfalta 100 de străzi. În 2019, câte sunt în plan? Păi, în primul rând, după cum știți, mai avem câteva din cele 100 de străzi și le vom termina în prima parte a anului. Noi sperăm ca să ne ținem de cuvânt ca în acești 4 ani de zile ai mandatului și al meu și al colegului meu și al, în primul rând, al domnului primar, să asfaltăm toate străzile care au probleme în municipiul Buzău. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, doamna Magda. Bună seara, domnule. Bună seara. Bună seara. Am și o nedumerire. Dumneavoastră, cumva aveți în subordine poliția locală și nu știți ce se întâmplă în cadrul primăriei, în atribuțiile dumneavoastră? N-am spus că nu știu ce se întâmplă în cadrul primăriei. Știe ce se întâmplă, dar vrea să-l lase pe domnul primar să dea informația completă. Da. Se pare că nu poate să
Deci dânsul nu poate să-și asume. Nu, am spus-o foarte clar. Da, este în discuție, dar numai că discuția abia a pornit și nu sunt toate detaliile puse la punct. Despre asta am spus. Poliția locală e în subordinea dumneavoastră, domnul Neder, nu? Perfect de acord, dar încă o dată, vrem să găsim niște soluții legale ca să nu mai avem problemele care au existat la început cu procese fel de fel. Acum ce facem? Luăm poliția locală, terminăm procesele cu poliția locală și ne întoarcem la procese cu firmele care își desfășoară la ora actuală activitatea în școli? Deci trebuie să găsim, cum v-am spus, un cadru legal. Știți cum e? Toate lucrurile pleacă de la o idee. Momentan, ideea există. Asta am spus. Ideea e corect ce spuneți dumneavoastră, dar dumneavoastră aveți în subordine și se pare că nu cunoașteți problema. Aici, deci noi cetățenii suntem cam induși în eroare. O cunoașteți sau nu o cunoașteți? Da, o cunosc. Dar păi ce vreți să vă spun? Fiecare idee trebuie îmbrăcată. Asta și spun. Dar până în momentul în care proiectul va fi adoptat printr-o hotărâre votată în Consiliul Local, nu poate fi nimic oficial. E răspunsul pe care vi-l poate oferi. În momentul când va fi tot îmbrăcat și pregătit, ca să spunem, pentru un proiect de hotărâre, atunci, da, pot să spun că știu toate detaliile. Dar la ora actuală, toate detaliile cuprind exact această idee. Cuprinde intenția, nu? Cuprinde intenția de a încerca să colaborăm din nou pe pază și ordine cu poliția locală. De aici începe să se dezvolte această idee. Da, la asta am spus. Este foarte bună pentru poliția. Știți cum, este exact ca un traseu care îl faceți într-un concediu. Vreți să ajungeți în punctul ăla. Exact aici am zis și noi. Vrem să ajungem în punctul de a lucra din nou cu poliția la paza în școlile, în unitățile de învățământ. E, ca și traseul pe care îl faceți ca să ajungeți în punctul ăla, trec pe acolo, pe acolo, pe acolo, pe acolo. Aici suntem și noi, la ora actuală. Da, e surprinzător totuși că s-a luat o astfel de decizie. Da, mai mult sau mai puțin. Nu știu dacă, de ce neapărat considerați că este surprinzător. Poliția locală... Păi știm cu toții cum... ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani. Câte discuții au fost? Da, au fost niște discuții pentru... pe baza faptului, pe baza activităților pe care dânșii o desfășurau, după cum ați văzut, și cei și funcționarii publici aveau un statut și știți foarte bine că ceea ce s-a desfășurat în ultimii 2 ani nu au desfășurat în, până acum, la fel și personalul contractual, deci nu. Spuneam așa că i-a mai pus puțin în ordine în perioada asta, probabil. Da, doar că toată discuția a pornit de la un polițist local la 1000 de locuitori, nu? Da, aceeași lege există și la ora actuală, v-am spus încă o dată. Dar polițiștii se vor întoarce la școli. V-am spus, există această idee de a prelua paza din unitățile de învățământ cu poliția locală. Nu, e de ajuns deocamdată pentru că urmează și o dezbatere. Tot ce există publică la ora actuală. Da. Altceva nu există. Bun. Să revenim puțin la ce se întâmplă cu Transbus, că vorbeam mai devreme. Luni va fi ședința de Consiliu Local, exact, pentru luna decembrie. Domnul primar a anunțat în emisiunea noastră, mai mult la ideea unuia dintre telespectatori, că își dorește ca în zilele de sărbători și zilele premergătoare toată lumea să aibă liber pe autobuzele Transbus, da? În autobuze, evident. Ce mai știți despre această decizie? Va fi supusă la vot luni? Exact, în ședința de luni va fi un proiect de hotărâre prin care se va reglementa circulația autobuzelor în perioada sărbătorilor de iarnă și, bineînțeles, și această gratuitate pentru toți cetățenii municipiului Buzău în această perioadă. Bănuiesc că va trece proiectul, nu? Cu siguranță că va trece. Este un proiect, spunem noi, benefic pentru cetățenii municipiului Buzău și... să ne bucurăm. Este o perioadă în care trebuie să ne bucurăm cu toții. Vă ocupați și de Transbuz și știu că am primit atunci în emisiune imediat de la domnii care lucrează la Transbuz că ar vrea să aibă și ei liber de sărbători. N-au mai apărut comentarii de felul acesta? La mine personal nu au ajuns astfel de comentarii. Cu siguranță că domnul Toader a avut probabil și a discutat cu angajații societății Transbuz. Probabil că fiind o perioadă atât de îndelungată cu libere, unele trasee vor fi mai descărcate, ca să spunem așa, și altele își vor desfășura ca până acum activitatea. Dar, după cum știți, pe un autobuz nu este un singur șofer. Probabil anul ăsta o parte vor avea liberă, anii următori vor avea altă parte. Sunt ferm convins că vor exista soluții și pentru ca o parte din personal să aibă la fel ca ceilalți angajați
ai statului liber în această perioadă. Mai vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, vă spun. Bună seara. Și de domnul viceprimar. Să vorbiți un pic mai tare, vă rog, sau mai aproape de telefon. Sunt cam răgușit. Nu vreau să critic companiile astea gen Transbus. Dar să știți că cât îi laud așa că a luat autobuze, nu fac datorie, domnule. Am stat aproape o oră în stație, duminică seara, ca să ajung și eu la servici. Am ajuns cu 20 de minute întârziere. Eu pot să risc serviciu. E normal, domnule viceprimar, să întâmple așa ceva. Ce autobuz? Ce autobuz? Pe ce, la ce linie vă referiți? Autobuzul 1. Era numai 2 șoferi și controlor cât vrei. Reduceți, domnule, controlor, că nu suntem infractori. Plătim biletul și vrem să ajungem la serviciu. Știu că faceți socoteala că e plătit, că e dublu, că e nu știu ce, dar eu n-am nicio vină. V-ați angajat că faceți transportul aici și taxile. Acum trebuie să facem ce trebuie. Să ducem călătorii la orice oră, de zi și de noapte. Bună seara! O seară bună, sănătate! Da. Da, nu numai pe traseul 1 sunt probleme, și pe traseul 4, și pe 6... Și acea zonă care este da, este o perioadă a sărbătorilor. Știți foarte bine că în perioada sărbătorilor cam fiecare an... Nu, acum, an, în general se întâmplă asta. În general, dar vă spun că acum în special în această perioadă întârzierile vor fi mai mari pentru că știți foarte bine, traficul este mult mai intens acum și probabil fiecare șofer îl simte pe pielea lui aceste zile până se vor termina sărbătorile. Și probabil din această cauză apar și întârzieri mult mai mari, la anumite ore cel puțin din zi. Da, probabil că nu e weekend, însă sunt intervale mai lungi între autobuze, că nu cred că automat întârzie de la o există de un oră program, la o oră. Automat există și un program de weekend, dar într-adevăr, dar știu că există... Intervalele orare sunt făcute exact, sunt făcute în așa fel încât să poată ajunge cetățenii la servici la ora potrivită. Un alt telespectator spune, vă rog frumos să faceți în așa fel încât cei de la Transbus să amplaseze un chioș de bilete în stația din fața librăriei Ion Luca Caragiale, o doleanță pe care ați mai auzit-o. Nu există acolo, spune telespectatorul, că dacă ar vrea să cumpere bilete, trebuie să meargă tocmai în capătul străzii Unirii la Big sau vis-a-vis de librărie, la chioșcul de ziare, care din păcate este închis dimineața atunci când lumea pleacă la serviciu. E o solicitare veche. Da, am notat această solicitare. Știți foarte bine că amenajarea stațiilor, noi am mai discutat-o inclusiv cu mine, dar probabil ați discutat-o și cu domnul primar și cu colegul meu Ionuț Apostu. Marea majoritate a stațiilor de autobuze vor intra într-o reamenajare, într-o amenajare, de fapt, începând cu anul viitor, pentru că vor fi amenajate pe niște fonduri europene. Da, deja e proiectele de există. Exact, am înțeles. Acum, da, nu, eu vorbeam în general despre stațiile de autobuz, de adăposturi și toate. Iar vis-a-vis de partea de bilete, acest sistem pe care vrem să-l implementăm, tot așa începând cu anul viitor, cu etichetingul, nu vor mai fi probleme cu achiziționarea unui bilet, pentru că vor exista toate mijloacele posibile. Și va fi și preț unic, nu? Bineînțeles. Ne oprim pentru publicitate, revenim în câteva minute și mai vorbim cu domnul viceprimar.